Dacă n-ați auzit până acum de Iuliana Beregoi, să știți că tânăra e mare vedetă pe YouTube, are peste 100.000 de abonați. Zilele trecute i-a filmat primul ei videoclip pentru piesa Vina mea, iar noi, din surse sigure, am obținut imagini din culise. Tânăra s-a filmat în 3 locații din Chișinău, un studiou, un restaurant și la un centru social. În clip vor apărea dansatori de la trupa Sisson Bro, dar și mai mulți tineri talentați din Moldova. Regizorii videoclipului sunt un român și un moldovean, respectiv Cătălin Dascălu și Dan Codrean. Lansarea producției va avea loc pe 30 noiembrie la ora 20. Încă o informație exclusivă ar fi că Iuliana a participat la preselecțiile Golos Deti din Rusia, iar prestația ei o veți putea vedea la TV în primăvara anului viitor.